Sute de oameni au participat în a doua zi de Paște la evenimentele organizate de către Primăria Comunei Bucovăți pe stadionul din satul Leamna de Sus, cu ocazia sărbătoririi Zilei Comunei. Spectacolul intitulat Hora de la Bucovăț a adus pe scenă, spre bucuria iubitorilor de muzică populară, interpreții de renume precum Constantin Enceanu, Neta Soare, Maria Loga și mulți alții. Hora de la Bucovăț devenită deja o tradiție a doua zi de Paști, chiar și pe vreme grea noi suntem aici și sperăm să încântăm cetățenii cu cel mai frumos spectacol. De data asta într-un număr se vede că destul de mare. Avem alături de noi și pe doamna Maria Rusu, care a venit cu un aport consistent din partea Gallului Cajului, Câmpia Deznățuiului. Și în rest, ce să zic, Hristos a înviat! Evenimentul Hora de la Bucovăț a fost organizat în parteneriat cu Gallul Luncajiului, Câmpia Deznățuiului. Hristos a înviat și din partea noastră. Suntem, ca de obicei, alături de Primăria Covăț și Consiliul Local Covăț, în a doua zi de Paști, la organizarea acestui frumos eveniment. Eveniment care totdeauna reunește oamenii, aduce alături și menirea galului, printre altele, este de a păstra și a promova tradițiile și cultura locală. Iată că și în acest an, deși vremea este neprielnică, noi suntem cu toți aici, ne bucurăm împreună și sperăm să fie un eveniment frumos. Totdeauna suntem alături de primăriile din galul nostru, Bucovățul este cel mai aproape și ne găzduiește mereu și mulțumim tuturor pentru minunatul eveniment de astăzi.